recent Bookfest dintre cele de la București. Să sperăm că reluăm tradiția tot așa cu multă lume, cum văd că e aici la Timișoara. Melancolia a fost atunci cea mai vândută carte a editurii Humanitas, iar cea mai vândută carte a editurii Humanitas Fiction a fost Serotonina. M-a amuzat atunci, mă amuză încă, acest mers umăr la umăr a melancoliei lui Mircea Cărtărescu cu Serotonina lui Michel Houellebecq. Deși despre serotonină știm că ne poate face fericiți și că e un ingredient cheie în antidepresive, eu depun mărturie că nu există fericire mai mare decât să te întâlnești cu poveștile, cele 5 în această nouă ediție, care are și ilustrațiile Sidonii Cămin, poveștile din Melancolia. E o carte dintre cele pe care, spun eu, aș vrea să le învăț pe de rost, într-atât de frumos sunt puse în pagină, dacă pagină mai e pagina pe care se așează cuvintele lui Mircea Cărtărescu. E, cred, forma maximă de sublimare, de împingere în sublimul absolut a cuvintelor, a limbajului, a acestui dar cu care uneori nu știm ce să facem, dar dar pe care îl împărtășesc cu noi, așa cum se cuvine marii, nici măcar nu e de ajuns, că nu e de ajuns să spun mari scriitori, ci mari șamani ai scrisului. Melancolia e o incantație de la un capăt la altul. E o incantație în care leitmotivul, în mod poate că paradoxal, deci cuvântul care se repetă de cele mai multe ori, nu e așa cum am crede, dat fiind titlul Melancolia, ci e un altul, singurătate. Vă îndemn să ciuliți urechea atunci când citiți, ba chiar vă îndemn să citiți cu voce tare, așa cum se citea, de fapt, cândva pe lume, și să simțiți câtă artă, câtă poezie, câtă harfă și ce sunet cu totul excepțional e în Melancolia, poate că cel mai sincer și mai nejucat dintre jurnalele lui Mircea Cărtărescu. Toată lumea a pus-o până acum în tandem cu nostalgia. Evident, sunt multe lucruri care se adună sub acest curcubeu, de la nostalgia până la melancolia. Și, într-adevăr, cred că sunt două dintre cărțile lumii care nu au voie să lipsească de pe noptiera noastră, ca să reiau din nou, căci mi-au adus aminte un pic mai devreme, minunata expresie și colecția Ioanei Turbulescu. Sunt două dintre cărțile de pe noptieră pe care vi le recomand din tot sufletul, că tot ai spus ieri, Mircea, că sunt, dacă Gabi Maz e inima editurii Humanitas, eu sunt sufletul, și mă bucur că te revăd, Robert. Nu ne-am văzut de mult, doar de acum vreo jumătate de oră, și am să trec către tine microfonul. Mulțumesc, vă mulțumesc că nu doar ați rămas locului, ci ați chemat și întăriri. Acum, nu vă spun că fiind atât de mulți, vreau să-l prind pe Mircea la înghesuială. Haideți să vă spun ce am mărturisit recent, două săptămâni în urmă, citesc ca să nu bat câmpii. Spune el, literatura s-a prăbușit și ea în epoca pandemiei la noi și aiurea. O tradiție de 3000 de ani de gândire și acțiune estetică, filozofică, existențială, de opere de geniu și de experimente îndrăznețe nu mai înseamnă nimic azi. Când prin catastrofa educației și asaltul noilor tehnologii, totul a devenit anistoric și aplatizat. Păi iată-vă, sunteți câteva sute aici. Te-ai contrazis, uite, lumea din potrivă iese din pandemie cu o enormă poftă de carte, cu o enormă poftă de a vedea autori, cu o enormă poftă de a fi unii lângă alții, de a mai lua un virus, mă rog, ăsta-i mititel. Nu mai contează, suntem fără măști, aproape că nu ne mai pasă, am reînviat și cred că primăvara asta ne face, e una și interioară, nu doar cea exterioară.
cumva ne-am salvat, chiar dacă lângă noi e război, cred că războiul ăsta nu va mai duce mult de mentul ăla, va fi curățat în mod sigur, am intuiția asta, că nu-l apucă 9 mai ziua victoriei. Mai spune Mircea Cărtărescu, literatura a devenit prea complexă pentru cei mai mulți oameni obișnuiți cu cele câteva rânduri de pe Facebook și cu postele de pe Instagram. Aparent așa e, da, ne e tot mai complicat să rezistăm tentațiilor care sunt în primul rând filmele, apoi jocurilor. Avem copii, de multe ori fur telefonul lui fiul să facă un basket care jocul este pe telefon pentru că îmi place și mie. Dar, până la urmă, obiectul de care mă țin ca să nu cad rămâne cartea. Iar cartea lui Mircea Cărtărescu e una dintre amporele puternice ale literaturii române. Cum el e unul dintre, dacă nu cel mai important, să spun așa, scriitor, și ăsta e cuvântul altul mai bun, există a literaturii române. De ce? Pentru că Mircea Cărtărescu a schimbat paradigma literaturii române din ultimii 40 de ani. De ce sunteți aici? Pentru că există și scriitori foarte buni și total antipatici. Rar mi-a fost dat să văd un om de o generozitate, de o modestie aproape enervantă, nu-l ascund, decât mă văd cu el, vine să-i spun, păi Mircea, zic, dar totuși ești Cărtărescu, zic, fii mai... L-am văzut în interviul la elevi de liceu și nu la unul, la 3-4, deși el era invitat la un chef, la un festival de literatură, a stat cu fiecare copilaș care punea întrebări și încă unul și încă unul și cu 2-3 ceasuri, în timp ce noi la masa vecină cioream pahare, beam și ne uitam la Cărtărescu cu... își pierde timpul cu vieții copii, dar nu-și pierdea timpul, era acolo o devoțiune formidabilă pentru că le vorbea copiilor despre literatură. De fapt, această carte e un mare curs de literatură. E o carte cu totul și cu totul specială, Cărtărescu scrie într-un stil cum nu cred că există în literatura română un alt. Recent am avut șansa pe care mi-am dorit-o și eu, făcând de atâția ani de religiune, mă întreba cineva, cu cine n-ai făcut un interviu și ți-ai fi dorit foarte tare să faci? Fac din 99, deci de 24 de ani. Și am spus, fără să chipesc, cu Mario Vargas Llosa. Mi-aș fi dorit foarte tare să fac un interviu și am luat. E bine, Mircea a avut șansa luna trecută, la Malaga, să deschidă un mare festival de literatură pe aceeași scenă cu Mario Vargas Llosa. Eu am avut șansa să-l cunosc în 1987, 88, pardon, pe Mircea Cărtărescu, eram elev de liceu și mergeam la o tabără de tinere cu Andrei. Și am văzut pe polul acelui tren, un tip sirel cu mustăcioară, așa, probabil era 12, eu treceam la 11-a, și zic, bă, băiatule, zic, nu știi în ce tabără merge, ce faine, ce întâlniri din țărarea mea, ce fete sunt, ce natru sunt, ce disponibilitate de a avea bere, ca să mă spun așa, și zice, da, o să fie foarte bine, o să fie foarte bine. Și tot încercam să-l persoadez, să-i spun că nu mai văzusem în tabăra de la Timișoara. Și îmi spunea așa, mă tot trăgea cineva din spate, zic, stai bă, zic, să-i povestesc asta, zic, ce? Păi zice, Mircea Cărtărescu. Aolea, nu zic, nu scuzați. E, onoarea pe care Mircea a avut-o stându-o Mario Vargas Llosa, sau oameni acum stând lângă el, aș fi necruțător dacă aș ține așa înainte, pentru că ați venit să-mi vedeți pe Mircea Cărtărescu și să-l auziți pe Mircea Cărtărescu. Mircea, hai lui. Să le mulțumesc celor care au vorbit până acum, Lidiei, care cred că a vorbit de 50 de ori la lansările mele și de fiecare dată la fel de înaripat și de frumos și de sincer. Ce să spun, pentru mine este un mare noroc că public la Humanitas. Această editură m-a, într-un fel, m-a reinventat și mi-a dat șansa extraordinară pe care nu au foarte mulți scriitori de a putea să scrie absolut ce vor. Editura Humanitas de aproape 30 de ani mi-a dat un cec în alb și a acceptat, fără niciun fel de schimbare, fără a schimba o literă de obicei din manuscrisele pe care le-am predat, orice scriere pe care eu am găsit de cuvință să o scriu. Cred că dacă mâine i-aș da Lidiei un manuscris alb, de 500 de pagini albe, cred că l-ar publica fără ezitare. Cred că s-ar gândi, o fi ceva în mintea lui, dacă face lucrul ăsta. Pentru asta, realmente, ca de obicei, nu am cuvinte să mulțumesc editorii Humanitas. Este editura mea și eu sunt editura lor. Eu sunt autorul lor.
m-am emoționat, scuzați. Îi mulțumesc și lui Robert, de asemenea, pentru, mai ales pentru evocarea tinereții noastre. Tot ce spune el este adevărat, nu numai el, ci pe vremea aceea foarte, foarte mulți elevi de liceu sau studenți mă considerau de-al lor și îmi vorbeau ca atare. Am auzit mereu, dă-mi și mie o țigară pe holul facultății de litere și așa mai departe, lucruri de felul acesta. Lucruri care mă bucura foarte tare, pentru că întotdeauna este un mare privilegiu ca oamenii mai tineri decât tine să te accepte între ei. Eu am fost întotdeauna foarte fericit, am ținut și eu cenaculuri literare și am fost foarte fericit ca oameni cu 15 ani mai tineri decât mine să-mi vorbească per tu, să-mi spună pe nume și să ne simțim foarte bine împreună, ca și când acea diferență de vârstă ar fi ștearsă cu buretă. Numai că, tocmai la Timișoara n-am fost în acele tabere faimoase, pentru că atunci când trebuia să merg la Timișoara s-a născut fetița mea. Așa încât n-am putut să plec cu ocazia aia. Dar noi ne-am întâlnit și la Bistrița, ne-am întâlnit și la Cluj, la Suceava și în multe alte, la Victoria și în multe alte locuri pe atunci. Am să vă spun câteva lucruri foarte concrete despre această carte. N-am de gând să bat câmpii deloc în privința ei. În primul rând, conceptul acestei cărți. Aceasta este o carte care are în spate un concept. În privința aspectului ei. Este o carte, așa cum am vrut eu să o fac și cum Sidonia Călin, o foarte bună desenatoare, a făcut-o. Este o carte vintage. O carte vintage. O carte după modelul vechilor și minunatelor cărți care se scoteau la sfârșitul secolului al XIX-lea sau la începutul secolului 20. Acele cărți, dacă vă aduceți aminte, să zicem scrierile lui Jules Verne, care erau ilustrate în interior și anume se pornea de la o frază, de pildă, contele, mă rog, hai să zicem, marchiza a ieșit la ora 5 și pe aceeași pagină era o ilustrație în care se arăta cum marchiza iese la ora 5, după expresia faimoasă a lui Valéry, ca să se plimbe. Am vrut să fie o carte Art Nouveau, o carte ilustrată în stil Art Nouveau sau Jugendstil, dacă vreți. Toată arhitectura acestei cărți este construită în jurul acestui stil, de la litere, de la caracterele tipografice până la ilustrație și până la ilustrațiile interioare. Am vrut să fie o carte frumoasă, o carte cu suflet, o carte estetică și în exterior și, dacă se poate, și în interior. Apoi, filozofia interioară a acestei cărți. Fără îndoială există o legătură embrionară, o legătură umbilicală, aș spune eu, între nostalgia și melancolia. Sunt două cărți apărute la 30 de ani distanță, una de cealaltă, și care își răspund ca într-un joc de oglinzi. Ele sunt la fel și nu sunt la fel. Și aș vrea să fac o mică metaforă care se leagă de prima povestire din Melancolia. Sunt la fel ca două, ca noi înșine și dublul nostru reflectat în oglindă. Dacă ne privim în oglindă, avem senzația că suntem identici cei doi, cel din realitate și cel care se reflectă în oglindă, care de fapt trăiește în spațiul adânc al oglinzii. Dar dacă ne gândim mai bine, nu există două ființe mai diferite. Gândiți-vă că noi, cei din realitate, avem inima în partea stângă, pe când cel din oglindă are inima în partea dreaptă. Noi avem ficatul în partea dreaptă, pe când cel din oglindă are ficatul în partea stângă. Și așa mai departe, dacă avem o aluniță pe obrazul drept, cel din oglindă are o aluniță pe obrazul stâng. Prin urmare, cel din oglindă este un fel de monstru straniu care ne imită în exterior, dar ne trădează în interior. Este relația, de fapt, dintre cele două cărți, dintre nostalgia și melancolia. În nostalgia trăiește și scrie un autor tânăr, foarte ambițios, un om
la 27 sau 28 de ani când am scris această carte și care voia să-și bucure prietenii, colegii care scriau proză în cenacul lui Ovid Crohmănicianu, arătând că și el, un poet, un biet poet, poate să scrie literatură. În Melancolia este un autor de peste 60 de ani, cel care scrie această carte, un om care cântă deja nu cântecele inocenței, ci cântecele experienței și care întinde o mână peste timp tânărului de acum 30 de ani. Este un fel de colaborare, o privire în oglindă a celor doi scriitori, unul de 27 de ani, celălalt de 62 sau 63 de ani, câți aveam când am terminat această carte. De aceea, poate, prima povestire din această scriere, din ediția a doua, pentru că prima ediție nu are decât 3 povestiri, cea de-a doua are 5 povestiri, prima arată pătrunderea în ficțiune a cititorului, pătrunderea fiecăruia dintre dumneavoastră care luați cartea aceasta în mână, doriți să o citiți, în spațiul oglinzii. Cine ne împiedică, de fapt, să pătrundem în acest spațiu al oglinzii? O spune prima povestire. Cel care se reflectă în oglindă. Reflectul nostru în oglindă. El ne împiedică. Dacă vrei să bagi mâna în oglindă, ce te împiedică să o bagi? Palma celuilalt, care se proptește pe propria ta palmă. Așa cum nu poți face niciodată în realitate două palme. Dacă Robert și cu mine încercăm să punem față în față două palme stângi, ele nu se vor potrivi, dar se potrivesc cu palma celui din oglindă. Oricât am încercat să pătrundem în oglindă, mișcându-ne toate părțile, încercând să-l păcălim pe cel din oglindă, nu vom putea, pentru că el ne va urma pas cu pas și centimetru cu centimetru mișcările în așa fel încât nu vom putea să intrăm în oglindă din cauza noastră înșine, din cauza dublului nostru, din cauza acelui doppelganger despre care vorbesc romanticii germani, Eminescu și așa mai departe. Prin urmare, prima probă a acestei cărți este că trebuie să intri în spațiul ficțional. Cum intri? Veți vedea citind prima povestire. Există o posibilitate de a intra, dar singura care există pe lume. După ce am pătruns în acest spațiu, ce găsim acolo? Ne găsim pe noi înșine. Orice carte bună îl cuprinde în interior pe cititor. Ăsta este secretul literaturii. După cum știți, în folclor, în basme, un personaj pătrunde într-un castel și se spune ai voie să umbli prin toate camerele în afară de una singură. În acea singură cameră interzisă n-ai voie să intri. De ce nu ai voie să intri? Pentru că acolo este un monstru, este un monstru îngrozitor. Și unul dintre personaje pătrunde acolo, smulge de pe față zainful zeiței, așa cum spune Novalis, și pe cine găsește? Pe el însuși. Monstrul din camera interzisă suntem noi înșine. Deci, într-un fel, fiecare cititor se privește în oglinda fiecarei cărți. De aceea nimeni nu citește aceeași carte cu vecinul său, cu celălalt. Fiecare ne construim și ne vedem pe noi înșine în propria noastră carte, în propria noastră oglindă. Prin urmare, și eu, primul cititor, orice scriitor este și un cititor, este primul cititor al cărții lui. Nu există scriere. Procesul de scriere e un proces de scriere-citire, alternativă. Fiecare rând pe care îl scriem, îl recitim apoi, ca să putem merge mai departe în aceeași cheie. Prin urmare, și eu, ca primul cititor al cărții mele, m-am regăsit în cele trei povestiri care continuă și care sunt miezul acestei cărți și despre care vreau să vă spun câteva cuvinte, despre fiecare, foarte concret. Ce cuprinde prima poveste? Toate trei sunt trei etape, aproape trei secțiuni tomografice, prin copilărie și adolescență. Deci mie mi s-a părut întotdeauna că adulții nu sunt interesanți din punct de vedere literar și am scris cu predilecție despre copii și despre adolescenți. Pentru că acolo, în formele larvare umane, acolo se află și
se află concentrată și stranietatea, fantasticul, ciudatul, ficționalul din noi. Când devenim adulți, nu mai e nimic ciudat cu noi. Suntem niște adulți, dar copilul este minunat, dar adolescentul este o figură fantastică. Singurul personaj fantastic cu adevărat este adolescentul și foarte mulți scriitori au știut lucrul acesta. Ei, în prima povestire, care se numește Punțile, este vorba despre cea mai gravă, prima și cea mai gravă traumă pe care am trăit-o cu toți, și anume despărțirea de mamă. Despărțirea de mamă este nu numai cea mai gravă traumă, dar este și mama tuturor traumelor. Este modelul tuturor traumelor pe care le avem mai departe în timpul vieții. Când ne despărțim de un iubit sau de o iubită, retrăim despărțirea de mamă. De fapt, asta este esența despărțirii oricărui cuplu, despărțirii a doi prieteni, despărțirii a doi îndrăgostiți, despărțirii a doi ideologi, să spunem. Despărțirea de mamă este cea esențială. Și personajul este un copil de 5 ani care se desparte de mama sa. Mama sa, la un moment dat, pleacă la cumpărături și nu se mai întoarce, niciodată. Se întoarce foarte târziu în alt plan al vieții. Și copilul rămâne singur într-un apartament. Ceea ce se petrece în acel apartament este într-un fel fantasmagoric, fantastic. Copilul descoperă niște poduri uriașe care îl transportă în alte lumi, în alte spații, unde își regăsește părinții, dar în forme foarte ciudate. Eu am încercat în toată această carte, nu numai în prima povestire, să-mi redefinesc raportul cu părinții mei. Părinții noștri sunt primii noștri zei și modelele tuturor zeilor. Zeii și zeințele la care s-au închinat oamenii de-a lungul timpului nu sunt de fapt decât reluarea raportului dintre noi și părinții noștri. Ei sunt zeii. Când suntem copii, noi îi credem nemuritori și a toate știutori. Ei ne țin de mânuță. Ne întindem mâinile spre ei cu aceeași încredere cu care toți sacerdoții din lume îngenunchează și se închină Dumnezeului lor. Deci cum arată, cum au arătat zeii mei, primii mei zei? Și am descoperit că acești zei aveau forme foarte ciudate în mentalul meu, în imaginarul meu. Tatăl meu l-am redescoperit ca pe o figură uriașă din cauciuc. O ființă din cauciuc de 20 de metri înălțime, fără trăsături. Ca și când trăsăturile ar fi urmat să fie desenate pe față. Ce înseamnă acest lucru? De ce tatăl meu este cenușiu în imaginația mea? Am descoperit asta după un mare și anevoios proces psihanalitic, de autopsihanaliză. Pe când mama mea este o figură la fel de mare, uriașă, de 20 de metri înălțime, dar făcută din ciocolată. Este făcută din ciocolată și la un moment dat copilul pătrunde în ea, în corpul ei, explorându-i organele interioare care sunt, firește, toate făcute din aceeași substanță magică, acea substanță dulce-amară. Și acum vă rog să vă gândiți dacă nu cumva mamele dumneavoastră ale tuturor nu sunt făcute din aceeași substanță. Ciocolata este o substanță magică, este un semidrog, după cum știți, este afrodisiacă, este inspiratoare, este dătătoare de fericire. Batoanele de ciocolată sunt rezervoare sau baterii de fericire. În a doua povestire, copilul mai înaintează în vârstă încă 5 ani. Deci, în a doua povestire, copilul are 10 ani. Iar ceea ce se petrece este relația gemelitudinii și anume a relației copilului cu geamănul său fantasmatic și cu sora sa reală. Din nefericire, eu am avut un frate geamăn care a murit la o vârstă foarte, foarte tânără și care trăiește, de fapt, retrăiește aproape tot ce am scris, începând cu versurile mele și sfârșind cu melancolia. Ei, acest frate geamăn, eu mi l-am imaginat tot ca pe un fel de dublu al meu dintr-o altă lume, dintr-un fel de infern, dintr-un fel de adâncire a lumii noastre într-o altă lume teribilă, ca un fel de strigoi, ca un fel de strigoi care se întoarce ca să ne bântuie viața. Și
se petrece în această povestire ceva îngrozitor, și anume cei doi, cel viu și cel mort, îl discută surioară. Este o luptă pentru sufletul surioară. Surioara care este cu câțiva ani mai mică decât fratele cel viu. Și fratele cel viu, ca să poată să o smulgă de sub influența celui mort, comite un sacrificiu suprem. Veți vedea în povestire despre ce e vorba. Reușește să facă acest lucru printr-un sacrificiu pe care nici nu ni-l putem închipui. Cel mai atroce cu putință. Și se mai întâmplă încă 5 ani în viața copilului și el ajunge la 15 ani, vârsta la care se petrece prima dragoste. Copilul, ajuns la 15 ani, devenit adolescent, se confruntă cu celălalt care nu mai este dublul său propriu-zis, ci este dublul nostru al tuturor. Dacă suntem femei, dublul nostru este bărbatul. Dacă suntem bărbați, dublul nostru este femeia. Femeia și bărbatul sunt, pe de-o parte, extraordinar de asemănători, fiindcă sunt doi versanțe ființei umane, pe de altă parte sunt uluitor de diferiți, incredibil de diferiți unii de ceilalți. Iar ceea ce pe mine m-a fascinat întotdeauna în privința feminității este această diferență. Eu iubesc foarte tare feminitatea, foarte tare. Poate în mine trăiește o soră, o primată, cum poate trăiește fiecare dintre noi dacă suntem bărbați. De multe ori am făcut personaje feminine. Mi-a făcut o mare plăcere să vorbesc cu o voce feminină. Sentimentul meu, fără să doresc să flatez pe nimeni, este că femeile sunt jumătatea mai bună a umanității. Aici, toată povestea se construiește pe o idee, pe o idee din biologie. Și anume, pe metamorfoză. În biologie, în viața insectelor, dar și a batracienilor și așa mai departe, a reptilelor câteodată, ființele trec printr-o metamorfoză. Această metamorfoză este de două feluri. Prima este aceea în care, din oul inițial al insectei, este o ființă care este imaginea adultului. Deci, metamorfoza propriu-zis constă în creștere. Din oul de lăcustă iese o lăcustă, o lăcustă mică, care are tot ce are adultul, numai că mai mici, toate organele mai mici. Și această lăcustă crește din ce în ce mai mult și ca să poată să crească năpârlește. Năpârlește din timp în timp, leapădă vechea piele și capătă o piele nouă. Eu mi-am imaginat că bărbații se dezvoltă în felul acesta. Bărbații cresc în povestirea mea și din 5 în 5 ani își leapădă pieile ca să poată să crească mai departe. Și ce fac cu aceste piei? Le pun pe umeraș. Fiecare are pieile sale pe umeraș și în șifonier. Așa încât poate să facă browsing prin ele, așa, ca să zic așa, cum facem noi prin sacouri sau prin costume. Și își văd pielea de la 5 ani, pielea de la 10 ani, pielea de la 15 ani, de la 20 de ani și așa mai departe. Personajul meu acceptă acest lucru și el are câteva piei mai vechi. El are 15 ani. Are câteva piei mai vechi care îl reprezintă la alte vârste. Însă se întreabă, unde sunt pieile mamei? El vede pieile tatălui puse în umerașe, pe umerașe, dar unde sunt pieile mamei? Și toți colegii lui se întreabă același lucru. Așa cum tinerii au tot felul de dileme în privința sexualității, și tinerii din romanul meu se adună la WC-ul